ce cunoașteți despre violența în familie? Violența în familie e un fenomen. Acum s-a agravat odată cu criza. Lumea s-a dezvoltat în partea materială. Lipsa e de educație. Nu mai avem teatru. Nu mai avem timp. Părinții, odată cu internetul ăsta, au educat tineretul în spiritul material, telefoane scumpi care le ia tot timpul și intră în criză. Cred că acest fenomen pornește din educația pe care au avut-o și părinții noștri și înainte bunicii. Din păcate, până recent știu cel puțin că nu prea s-a axat nimeni pe acest domeniu și mă bucur că în sfârșit se începe să se ia atitudine. Deci ce pot să spun? Eu spun despre mine că la mine este tot liniște și doresc ca fiecare să fie liniștiți. Să-i recunosc, dar știu că... Adică mai citesc statistic, așa au fost, poate timpul să este. Конечно, это же плохо насилие, это издевательство просто. Что я могу сказать? Неправильно все это делается. Sunt de părere că e chestie care trebuie evitată la maxim și că persoanele ar trebui să, nu știu, să promoveze un mod de viață mai sănătos în familie. Și până la urmă, familia e cel mai important ce avem și ar trebui evitată violența domestică. Există violență în familie? De unde pornește acest fenomen? Da, există majoritatea. Brutalitatea, neajunsuri în familie, greutăți, obstacolele care ne întâlnim zi de zi. Și de aceea nu-și dau seama persoanele și devin violenți. De la neînțelegeri, de la conflicte, de la lipsa de comunicare. Și da, există. Și chiar știu cazuri concrete, da, există. Есть, конечно, и дерутся, и ругаются, и бьют, и все, что хотите, делают. Всегда было, и, наверное, не знаю, как можно все это вот убрать, чтобы не было этого. Работать надо с людьми, не знаю, говорить им, что нельзя так делать все-таки. Особенно женщин над женщинами. И с детьми тоже как бы бывает. Бани, джелозия, несуфициенция на эдукации, probabil. De cele mai multe ori. Eu cred că de la neajunsuri. Fiecare cum minte așa duce și gospodăria. Asta este. Cum poate fi curmat acest fenomen? Păi nu știu, oamenii trebuie să fie mai deschiși, mai, să comunice mai mult și nu știu, să fie mai sinceri. Și ar fi tot ok, cred. Nivelul de trai. Asta cred că asta e principalul. Și sigur, educația este... Instituții de învățământ, școala și tot așa. Бить не надо, но как-то объяснять надо по-человечески. Не все же по-зверски, если они тебе издеваются над тобой, ты же не должна или не должен делать то же самое. Ну, мы прин калмари, прин экспликации pentru fiecare membru de familie și reținere, amabilitate. Ajuns. Neajunsurile foarte multe sunt în familie și de ce? Dacă s-ar pune un accent mult mai mare pe educație și un aspect de care cred că se ferește toată lumea este mersul la psiholog, care cred că ar rezolva multe lucruri dacă am fi mult mai deschiși spre acest domeniu și spre a cere ajutor. Mulți factori, printre care și biserica, cultura, teatru și teoretic să fim mai buni, băi, dar cultivăm. Eu stau în București, să știți, și stau de 30 de ani. Aici m-am născut, aici vin în vizită și văd niște diferențe. Cu cât mai spre Europa, e mai civilizată lumea, mai liniștită. Mentalitatea trebuie schimbată spre bine. Și drept exemplu, eu văd Europa ca vectorul principal.